Ieri am înțeles că dacă acum 2 ani se căuta pe net permacultura România, nu prea găsea niciun rezultat. În schimb, azi se găsesc foarte multe. Ce s-a schimbat în ultimii 2 ani în permacultura în România? Enorm de multe. E adevărat, chiar și eu căutam acum 2 ani permacultura România și nu se întâmpla nimic. Între timp, Florin Baci, care e undeva în spatele meu, e cel care taie lemne, a lansat site-ul permacultura.ro și forumul anexat. Și la proiectul ăsta au apărut mai multe persoane interesate. Deci a fost un element care a făcut că se întâlnească mai multe persoane în același loc și se dezbate idei. Și la un moment dat, anul trecut, a apărut ideea de ce nu ne întâlnim. Și anul trecut am avut prima întâlnire, care a fost așa foarte herupistă. Anul trecut a fost undeva pe lângă Brașov. Au apărut 30 ceva de persoane, surprinzător pentru noi. Și de anul trecut până anul ăsta s-au întâmplat multe lucruri, atât la nivel, pentru că momentul acela a fost un moment mult de co-empowering, să ne dăm putere și energie unora celorlalți. Și asta a creat alte momente în planul personal. Deci au pornit multe proiecte personale în diverse zone ale țării. De exemplu? De exemplu, cei de la Stanceva au început să aplice mult mai mult permacultura, vorbesc de proiectul Stanceva, care e o comunitate urbană, care a pornit din mediul urban și s-a integrat în mediul rural în Stanceva, în Timiș. Aș spune de Poianul de permacultură al lui Teodor Terpes de pe lângă București. Aș vorbi eventual de alte proiecte mai mici sau la Gugu, al lui Sabin Mureșan și a soției. Deci sunt mai multe proiecte în România care aplică lucrul ăsta. Pe de altă parte, aici la Mălin, au început acum 3 ani primele cursuri de permacultură certificate. Și faptul că s-a continuat această practică de 2 ori pe an a făcut să se crească și numărul entuziaștilor pe tema asta. Însă eu aș spune că cel mai important lucru care s-a întâmplat în aceștia 2 ani e că lumea a început să se întâlnească, să creeze schimb de experiență, de interese și spun eu să se coenergizeze. Asta ar fi pentru mine elementul cheie. Deci de aici au pornit multe lucruri, multe întâlniri locale, multe proiecte care lumea a spus și eu pot să fac și au început să pună mâna la muncă. Pe de o parte, și pe de altă parte au început să creeze partea asta socială. Anul trecut s-a vorbit mult despre posibilitatea de a aduce în România sau a iniția în România o mișcare Transition Town, care e strâns legată de conceptul de permacultură, mai ales în mediul urban, însă nu numai în mediul urban. Și spune că în ultimele 6 luni, nu numai permacultura a luat un avânt, însă și mișcarea tranziție în România a luat un avânt. Frumos. Cum vezi viitorul acestor mișcări? Noi, în momentul de față, în ceea ce privește permacultura, le văd ca două chestiuni care sunt paralele și care se integrează. Spune că există o comunitate de permacultură în România deja, care se creează și s-a creat și se creează și se intensifică în această creare, în această relație de co-creare. Pe de altă parte, există un instrument care ne relaționează mult cu restul organizațiilor ONG-urilor din România, care s-a înființat acum câteva luni, îi spune Asociația Română de Permacultură, și care vom încerca la fel să-l utilizăm ca o interfață între celelalte ONG-uri care au practică relaționată și care își doresc să integreze conceptele de permacultură în practicile respective. Vom căuta de asemenea să creăm comunități locale și animători, să spunem așa, comunitari, mai capacitați, prin instrumente pe care le vom aduce atât din permacultură, cât și de pe mișcarea Transition Towns, prin seminarii pe care deja organizăm în diverse localități. Toate aceste seminarii și tot ce ați auzit și ce ați văzut în ziua asta e făcută de către persoane în mod gratuit. Lumea se disponibilizează pentru că dorește să facă o schimbare, dorește să vadă lucrurile luând o altă direcție. Cum colaborați cu mișcări similare din străinătate? Există în momentul de față o aproximare atât către Bulgaria cât și către Ungaria, în sensul de a avea un schimb cât mai regular de permacultori care poate să vină în România să predea workshop-uri și viceversa, atât față de Ungaria cât și față de Bulgaria. Pe de altă parte, în mod constant căutăm să aducem profesori aici la Mălin, vin din Franța, în general, de la
Academie din Franța de Permacultură. Pe de altă parte, am dorit să încercăm să aducem alți profesori din alte țări, la fel, care să ne ajute să aducem alt tip de cunoștințe, cât mai diversificat. Dacă vă aduceți aminte, spuneam că o mare diversitate produce o mai mare reziliență în orice ecosistem. Încercăm să aplicăm lucrurile acestea și în modelele de a învăța. De aceea e important, revenind la relațiile interregionale, să spunem așa, sau regionale, căutăm să creăm această relație. Okay? Și ideea pe care o avem, sau visul pe care îl avem, este să creăm să spunem așa, un network regional în bazinul Dunării pe tema permaculturii. Următorul eveniment. Există multe evenimente locale. Deci dacă ne uităm pe site-ul permacultura.ro sau pe Facebook, la fel, permacultura.ro, facebook.com/permacultura.ro, vom găsi o panoplie de evenimente atât la nivel local. Deci se întâmplă multe lucruri de-a lungul anului, de la workshop-uri, de la clăci, de la cursuri organizate de mică durată și așa mai departe. Următorul curs certificat va fi aici la Mălin, de pe 14 septembrie. În principiu, din câte știu, se va mai organiza unul în județul Buzău, de pe 27 până pe 7 octombrie, cu doi profesori din Anglia. Următoarea întâlnire de genul ăsta va fi într-un an. Încă nu e stabilită locația. Va fi sau în județul Covasna, sau în județul Bihor, depinde. Și va fi în aceeași perioadă, deci în a treia săptămână a lunii iulie. Am impresia că în România și în Transilvania mai există elemente în viața rurală care permit un mod de viață mai apropiat permaculturii, cum ai și amintit deja. Da, crezi că România e într-un avantaj față de țările vestice în privința permaculturii? Da, avantajul nu numai are a face cu permacultura. Deci un avantaj, aș spune eu, foarte important, conexiunea asta și încă legătura strânsă pe care o avem cu pământul. Deci există o diferență, dar nu mai e o generație care, să spunem așa, părinții, bunicii mei erau încă la țară. Părinții mei au fost primii care au ieșit. Deci aș fi a doua generație urbană. În contrast, în Occident, în Franța sau în Anglia, generația asta e mult, să spunem, 100 de ani în urmă. Și asta e mult punctată în mișcarea de tranziție. Și asta conduce, de fapt, la o reziliență locală foarte joasă. Deci s-a pierdut mult capacitatea în Occident de a produce hrană, de a avea îndeletnicile, capacitățile de a face ceva în cazul unui șoc, okay? În cazul unei crize. Și mulți din România încă și-aduc aminte, eventual, cei mai bătrâni de crize de genul ăsta, crize alimentare în anii 50 și așa mai departe, precum și înainte de Revoluție și după Revoluție. Deci au fost probleme economice, locale și așa mai departe. Ce facem în momentele astea? Okay? Ce avem noi în România e o strânsă legătură încă cu pământul, pe de o parte. Și pe de altă parte cu valorile astea de legătură interumană. Și e adevărat, în unele comunități rurale, nu în toate, însă în unele comunități rurale se regăsesc valorile astea de a împărtăși bunurile, de a ne îngriji unii de alții. Ori este o relație socială mult mai strânsă și de legătură, de interconexiune. Ecosistemele umane sunt mult mai integrate. Bun, care e tendința totuși? Că eu văd tot o tendință spre occidentalizare în acest sens. Nu riscăm să pierdem aceste relații mai strânse între oameni? Poate fi inevitabil să le pierdem. Însă aș spune că urmărim puțin, am trăit mult timp în Occident. Și urmărim ce s-a întâmplat în cazul concret în Portugalia. Ce s-a întâmplat acolo a fost cam același lucru. S-au pierdut mult legăturile astea între persoane. Însă există și acealaltă tendință care vine în momentul de față și se suprapune. E o necesitate interioară de a ne reconecta cu natura, în primul rând, și de a ne conecta cu celălalt, cu semenul nostru. Și cum o facem? Pentru că în cutiile de chibrit e mult mai greu să le facem din apartamente. Și necesitatea asta conduce, de fapt, la o transformare. O transformare a stilului de viață și o transformare, unul, cum facem, ce facem, cum trăim și ce căutăm. Și astea sunt întrebări pe care individul începe să-și le pună și caută răspunsuri. Există o tendință clară în Portugalia de a căuta o mai mare conexiune cu pământul, cu natura. Și este deja o tendință care putem spune că se numește neoruralism.
sau de comunități intenționale. Și poate părea așa puțin ciudat, însă de curând chiar vorbeam cu cineva din Brazilia, care e președinte la o rețea națională de comunități intenționale și spunea, știi, în Brazilia se întâmplă lucrul ăsta, lumea a început să iasă din oraș și vrea să meargă la spațiul rural, are nevoie de să se simtă mult mai conectat. Și tendința asta este clară. Și putem să o vedem, dacă începem să o vedem într-o țară, două, trei, deja putem să identificăm un trend care începe deja să ia naștere. Deci, ca să revenim la întrebarea ta, mie nu mi-e teamă că am putea pierde eventual valorile astea. Pentru că valorile astea aparent le pierdem, însă ele sunt atât de intim legate de ființa umană, încât eventual le uităm, nu le pierdem. Bun, dacă ai un mesaj către lume, ai ocazia să-l transmiți acum. Că totul are un moment. Eu mă uit mult în natură și în natură toate se petrec în mod natural. Și pot apărea momente în care se pare că unele ecosisteme colapsează. Dacă ne uităm uneori, în pădure se întâmplă ceva. Și zona aia din pădure se îngălbenește și dispare. Însă tot la fel, în mod natural, tot natura are capacitatea ei de a renaște. Există întotdeauna în noi capacitatea asta de a crea, capacitatea asta de creatoare și de a visa. De a visa cu o realitate mult mai integrată, mult mai interconectată. Spunea cineva că fără vis murim, de fapt. Ceea ce aș dori e ca, și mesajul meu e ca, fiecare din noi să fie capabil să viseze și să continue să viseze. La o lume mult mai interconectată și la o lume mult mai creatoare, în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc mult!